Zeci de copii de la școlile din municipiul Deva s-au întâlnit cu scriitorul hunedorean Irimie Străuț pentru a sărbători împreună cu acesta împlinirea vârstei de 80 de ani. Pentru cei mici a fost o adevărată onoare să îl întâlnească pe cel care a dat viață personajelor atât de iubite de ei, cum ar fi iepurașul mic și neastâmpărat Țupa Țup sau Mutulică. El a scris literatură pentru copii și mi-a plăcut foarte mult. Și despre Irimie Străuș că a scris multe, a scris niște cărți pentru copii. După cum povestește, însă și autorul a iubit poveștile pentru copii de când se știe și a început să scrie de la o vârstă foarte fragedă. Talentul său în literatură a fost imediat remarcat. Era muți la Puserii, satul meu Străuț acolo, stăteam cu vitele la pescut și era acolo niște rățuște de astea care se jucau pe acolo și o vulpe de dată în coale. Și atunci am scris prima poezie, am trimis-o la București, la Licurici și mi-au publicat-o. Și îți trimite o scrisoare și că îmi trimite și drepturi de autor, care erau cât salariul tatălui meu cu miner, 600 de lei. De atunci și până în prezent a scris alte 10 de cărți care au devenit foarte iubite de cei mici și a pus bazele mai multor reviste pentru copii, printre care Bucuria Copiilor sau Licurici. Cărțile domniei sale au îmbogățesc și vor îmbogăți zestrea spirituală a județului Hunedoara și vor ocupa un loc de cinste pe rafturile bibliotecii, fie că este ea județeană, municipală, orășinească, comunală sau personală. Irimie Străuț este membru al Uniunii Scriitorilor, al Asociației Scriitorilor Hunedoara, membru de onoare al Ligii Scriitorilor din România, membru al Academiei Daco Române și cetățean de onoare al municipiului Deva și al satului său natal Străuții de Jos din comuna Bulzești de Jos. Evenimentul de astăzi a fost organizat de Biblioteca Județeană Ovid Densu și Anu din Deva.